Vă gândiți în momentul acesta deja să faceți un pas înapoi sau care este abordarea din acest punct de vedere al obiectivului asumat? Nu, mă gândesc că să ne liniștim. Noi suntem la echipă de club să avem joc din nou peste câteva zile. În zilele următoare să fim la rece, o să facem o analiză. Eu tot timpul mi-am analizat munca și am fost primul meu critic și cel mai mare de cel mai multe ori. Așa voi face și acum, munca mea și a staff-ului trebuie analizată deciziile pe care le-am luat, după care vom trage concluzii și plec de la ideea că contează foarte puțin situația mea, starea mea și viitorul meu, contează viitorul echipei naționale și tot timpul în direcția aia vom merge, ce e important pentru echipa națională, aia vom face. Și cum vedeți dumneavoastră viitorul echipei naționale în acest moment? Momentul ăsta cu siguranță că nu-l vedem bine pentru că concluziile sunt triste. Din păcate a fost și neșansă și asta este realitatea pentru că dacă luați jocurile și analizați, am avut momente noastre și neșansă, consider că a fost și în seara asta. Asta nu ne scuză cu nimic, dar e realitatea. Dar cred că ar trebui să fim obiectivi și să tragem totuși niște concluzii despre joc. Și cele mai importante sunt că, din punct de vedere fizic, al puterii de joc, al vitalității, al prospețimii, am pierdut la toate capitolele. Am pierdut duelurile, n-am mai putut să fim așa cum am fost cu Finlanda. N-am mai avut intensitate, n-am mai avut adversitate, n-am mai pus adversitate, n-am mai câștigat duelurile, n-am mai fost primii la minge. În multe momente am pierdut lupta fizică și asta a făcut diferența.